Cascada Zbuciumată din județul Argeș reprezintă una dintre cele mai impresionante căderi de apă din România. Situată la o altitudine de circa 1800 de metri, pătrunde în frământarea torentului care îmbrățișează mari încercări ale marilor așteptări. Pentru a fi îngăduit în apropierea ei, trebuie să străbați un drum forestier. Se ajunge parcurgându-se 38 de kilometri, începând din Slatina, comuna Nucșoara. Abundă gropile capcană, singurul urs pe care nu l-am filmat în ziua de 27 iunie 2022, venise să se înfrupte cu miere într-o stupină. Trezesc arsura din eliberarea mea, întrupesc sentimentul că nu sunt străin de miracolele naturii. Mulțumesc drumului nesfârșit al înțelegerii, nu am dreptul să uit. Mai mult, mă simt obligat să împărtășesc pentru a îmbrăca, împreună cu alți oameni, conștiința cu raze de lumină. Să nu ascult îndoiala capriciului. Atingerea unor realități își poate pune speranța în întâlniri oarecum neașteptate. Desigur, nu am surprins plecarea oilor la munte, nu mă găseam în preajma zilei de 1 mai, un pic mai devreme sau mai târziu, în funcție de cât de prielnică este vremea. Față de exploatatorii de lemne, nu pot nutri același respect. Kilometrul 20 înseamnă Gura Văilor, confluența pârâurilor Valea Rea și Zârnei. De acolo, la 12 km, se găsește barajul Balta Pojarnei. De regulă, deasupra apei nu mai pendulează nimic. Barajele pot distruge modul de viață al oamenilor din jur, împingându-i asemenea unei vrăji în casele absenței. Dar ce facem cu sforțările din timpul comunismului? Le înlocuim cu indolența de tip democratic? Noua etică de conservare ecologică nu trebuie comparată cu trenul fără călători. Apa, aerul, solul înseamnă baza, locomotiva. Dacă nu vom reuși să călătorim cu expresul vieții, nu vom avea alte șanse. Depindem de ceea ce se petrece în jurul nostru. Multă frumusețe ia naștere din apă. Se spune, apa curge în tocmai ca viața. Ce alegem? Sfârșitul sau începutul supraviețuirii? Dacă ții drumul corect, traversezi barajul doar pentru filmări și poze, eviți ramificațiile, etc. Alți 5 km te despart de Gura Bândei. În acest loc, pârâul Bândea se varsă în Valea Rea. Imediat se termină drumul forestier și începe poteca marcată. Bizar cuvânt, după ce răbdarea mea a fost pusă la încercare. Era prinsă în flăcări dorința de a vedea Cascada Zbuciumată, cascadele Văii Rele. Înainte de marea întâlnire, natura mea a reamintit variabile ale definiției cascadei, cădere naturală de apă, sub un unghi de 45 de grade, poziționată pe firul unei ape curgătoare, formată în timp, alimentată din ploi sau topirea ghețarilor. Am văzut deopotrivă cum omul ajută la formarea unor cascade mici.
citisem că fascinanta cădere de apă poate fi văzută în toată splendoarea ei, mai ales primăvara, după dezgheț, atunci când debitul apei devine unul impresionant. Salvamontiștii recomandă turiștilor să o admire abia din iunie, după deschiderea traseelor. Dinspre stâna lui Burnei, traseu bine definit, marcat cu triunghi roșu, care urcă spre vârful Moldoveanu, muntele pare că zgârie albastrul senin al cerului. În același timp ține adăpost stânei vechi degradate, din lemn, pitită în verdele moale ale văii. Valea Rea curge pe la poalele stânei, alunecând pe lespezi albe și printre urzici. Prudența nu este de prisos. Dacă pentru o clipă îți întorci privirea către pieptul muntelui din față și o îndrepți în stânga, pe versantul îmbrăcat în brazi, te va surprinde cascada zbuciumată, o cădere de apă spectaculoasă de circa 100 de metri, care împarte cu sunetul ei pătrunzător pădurea de brad în două. Principalele fenomene privesc producerea ceții, determinată de amestecul apei pulverizate prin cădere cu aerul, și vuietul caracteristic. Intensitatea are legătură cu înălțimea, gradul de cădere, debitul cascadei. Din punct de vedere geologic, modifică geomorfologic regiunea prin căderea apei, exercitând o acțiune de eroziune, formându-se cavități în rocile din albia râului. Către sfârșit, deși această experiență rămâne dansul bucuriei mele, descoper nuanțele adevărului. Cascadele Văii Rele se întind de-a lungul formei de relief care adună apele de sub cele mai înalte vârfuri ale României, Moldoveanu, 2544 de metri, și Viștea Mare, 2527 de metri. Este intercalat în top doar în Negoiu, 2535 de metri, aparținând munților Făgăraș. Din lacul Valea Rea, denumit și Iezerul Triunghiular, pornesc apele, formându-se cascade. 600 de metri diferență de nivel permit unuia dintre învelișurile pământului să traverseze trei trepte glaciare, având drept rezultantă trei cascade mari.